primul rând vă salut, bună ziua tuturor. Vreau să-mi cer scuze că am întârziat la această conferință de presă din motive organizatorice. Vă mulțumesc pentru prezență. Numele meu este Alin Vulcaru, sunt secretarul general al organizației Pro-România la nivel național și începând cu data de 10 august sunt noul coordonator al organizației Pro-România Neamț. Biroul Executiv Național, după ce a analizat situația de la Neamț, am considerat că pentru a încerca să ținem această organizație unită, este una dintre organizațiile, e clasată în primele 10 la nivel pe țară, ca și rezultate, și atunci am considerat că pentru a ține această organizație unită este nevoie să vină cineva de la centru să coordoneze această activitate până când vor avea loc alegerile județene și va fi ales un birou executiv național, un președinte, conform noului statut. Astăzi mi-am propus și am reușit să vin să mă întâlnesc cu colegii din biroul executiv. La ora 14 am avut o întâlnire cu consilierii locali, unde le-am spus care sunt ce vreau să fac eu de acum încolo. Nu vreau să iau decizii de unul singur, vreau să mă consult în permanență. După cum vedeți și la această conferință de presă, am alături de mine, începând din partea dreaptă, pe domnul viceprimar de la Piatra, pe domnul Manoliu, doamna vicepreședinte de la Consiliul Județean și doamna primar. În jurul dumnealor vreau să creăm un nucleu de coordonare care să asiste la tot ce se va întâmpla în perioada următoare, deciziile să le ia de comun acord, nu este o singură persoană care ia decizii și ceilalți doar să le execute. Eu cred că acest model, la mine cel puțin la Gorj, pentru că sunt și coordonatorul organizației județene Gorj, a funcționat foarte bine, ca toate deciziile le-am luat de comun acord, minoritatea s-a supus majorității, atunci când nu toată lumea a avut aceleași păreri, am supus la vot și toată lumea a respectat decizia celor majorității. De aceea și astăzi am venit și eu vreau să le mulțumesc colegilor că au fost alături. I-am luat așa pe repede înainte, pentru că pe 30 august am avut o ședință a Delegației Naționale la București, unde au participat toate județele. Am avut doar două județe care au lipsit și aceia au fost motivați, dar marea majoritate au fost prezenți și m-am bucurat lucrul acesta să văd că colegii noștri de la Pro-România din țară își doresc continuarea acestui proiect politic pe o perioadă grea. Am stabilit ca în următoarele 6 luni de zile să facem alegeri în toate județele. Chiar vorbeam astăzi cu colegii de la Neamț și îmi spuneau că aici s-ar putea chiar mai devreme de 6 luni să aibă loc alegerea și noului președinte și al echipei de conducere, dar sunt județe în țară unde au făcut doar în câteva localități alegeri și atunci de aceea am pus acest termen de 6 luni de zile să aibă loc alegeri în toate județele. De asemenea, în această perioadă de 6 luni de zile să avem alegeri la organizațiile tineret, de femei, seniori, antreprenori. O altă decizie care s-a luat la nivelul Delegației Naționale a fost aceea de a face protocoale, cum s-a întâmplat și la Cara Severin, cum s-a întâmplat și la nivel de sectorul 1 la București, unde a semnat un protocol principalul partid PSD-ul și celelalte partide, PMP-ul, PPUSL-ul, am semnat un protocol de colaborare pentru a încerca să ajungem la un referendum, pentru că noi nu vrem să rămânem nepăsători la ce s-a întâmplat în sectorul 1. Punctul nostru de vedere este că acolo s-au fraudat acele alegeri și că oamenii trebuie să vadă, nu știu dacă va avea sorți de izbândă, oamenii trebuie să vadă că noi nu vrem să lăsăm lucrurile așa cum sunt la momentul acesta și să încercăm să convingem cât mai mulți bucureșteni să facem acel referendum de demitere al doamnei primar Clotilde Armand. Văd că am venit într-o zi bună la dumneavoastră, la Neamț, văd guvernul, sper, dar cred că va rămâne în continuare, cei de la PNL vor rămâne la guvernare, sper să treacă odată și aceste alegeri din 25 septembrie, să încerce să guverneze pentru țară și nu să guverneze pentru alegerile dumnealor. Ați văzut că e bătaia pe bani, acum pe PNL 3, cui dă bani, domnul Câțu, cui nu dă bani. Vreau să văd că sunt pregătiți pentru deschiderea școlilor și asta am cerut și colegii Mădălina și doamnei primar și colegului viceprimar, să vedem că lucrurile sunt în regulă din punct de vedere al anului școlar. Noi cei de la Pro-România Neamț, acum fiind coordonator, vorbesc deja
fac parte din această echipă, vom încerca în perioada următoare să distribuim un număr de 5.000 de măști pentru copiii nevoiași din județul Neamț, să încercăm să ajutăm pe acei copii, că ați văzut că masca va rămâne obligatorie în școli și ne dorim din suflet ca domnul ministru Câmpeanu să țină de cuvânt și școlile într-adevăr să înceapă fizic, pentru că din punctul nostru de vedere al celor din Pro-România, școala online este un an pierdut. Eu am băiatul la școală și știu ce înseamnă școala online. Elevii trebuie să vină să meargă la școală, să facă ore așa cum am făcut și noi, iar guvernul trebuie să găsească soluții pentru noi. Sperăm ca după 25 septembrie să aibă aceste soluții pentru copiii noștri ai tuturor. Decizia de a cumpăra? Nu a fost. Până la urmă a fost decizia noastră să nu mai poluăm aerul, așa considerat biroul executiv, că trebuie să cumpărăm acea mașină. O avem în curtea instituției, nu a fost folosită, mai avem și o Skoda Kodiaq, dacă sunteți interesate. Nu cred că suntem singurul partid care a cumpărat tot Tesla. Sunt alte partide care au sute de mașini și nu i-a mai întrebat nimeni. La noi s-a întâmplat să fie o Tesla. O, trebuie să ne unim cu PSD-ul. Nu. Trebuie să fim de sine stătători, să ne organizăm, pentru că oricine vom face o alianță în viitorul apropiat, că va fi PSD-ul, că va fi PMP-ul, că va fi PPUSL-ul, nu știu, partide mai mici, dacă mă întrebați mine, mi-a dorit să ne și aceste partide să ne unim toate, PR-ul, toate cele partidele micuțe, să facem un partid mai mare. Până atunci este important ca noi să fim organizați. Când te duci la o negociere de protocol de alianță, una e când arăt, uite, asta este echipa mea, și alta e când spui, am o echipă, pe unde o ai, pe hârtie. Nu, asta trebuie să facem în perioada asta, să fim vizibili, să facem alegeri în toate organizațiile, să vadă lumea că existăm și altfel mergi la negocieri când faci aceste alianțe sau protocoale. Nu știu, eu și marea majoritate de plăcii români ne-am manifestat intenția într-o eventuală construcție de stânga. Nu m-aș vedea la masă cu USR-ul, cu Bulei, care era, vreți să vezi, un deputat foarte bun. Am văzut că face și autostradă. Vă mulțumesc frumos. Domnule Bocar, dacă mai permiteți o întrebare, până la alegeri, în vedere că sunteți coordonator și favor și secretar general partidului și ce alte activități, cât nu veți fi și nu veți putea fi prezent la Neamț. Da. Cine va fi omul dumneavoastră aici? În jurul acestor oameni vom crea o echipă, ne vom întâlni în birou executiv și vom lua o decizie. Mă consult cu ei. Dacă ei consideră că toți cei 17 din birou executiv să ia decizie, sau cei 4, cei 5, cei 7, ne vom consulta și vom vedea exact care. Eu încerc să vin. Peste 200 mâini doresc să vin din nou la Neamț. Să mă întâlnesc cu toți ceilalți membri. Astăzi v-am spus, m-am întâlnit cu biroul executiv și cu consilierii, o parte din consilierii locali. Într-adevăr a fost și timpul din scurt. Am zis ca să vin imediat, pentru că pe 10 a fost emisă decizia care eu să fiu coordonator organizației, dar s-a întâmplat ca pe 12 să plec în concediu. Era programat din regulare concediu și mi-aș dori să vin a treia zi, a patra zi la Neamț. După concediu am anunțat și am venit. Astăzi este prima întâlnire, unde vreau să aflu mai multe detalii, să văd ce se întâmplă în organizație, să văd ce orgolii sunt. E normal, într-o organizație mare sunt și orgolii. Și atunci trebuie să văd cum procedăm ca să țin coagulată această echipă, să lucrăm toți la aceeași masă, pentru că numai așa putem avea rezultatele pe care toți ne le dorim. Considerați că doamna primar este cunoscută în județ? Nu doar de membrii partidului? Nu știu, doamna primară am văzut-o de două ori când o văd și eu cred că dacă a fost aleasă de către cetățenii omului pe care o reprezintă, cu siguranță că e cunoscută. Mă gândesc că aveți și titori și cred că măcar la alegeri spune cine e primarul și ai notorietate. Am sesizat că i-ați prezentat nominat pe toți membrii. Doamna Sanda. Doamna primară. Doamna primară. Și doamna vicepreședintă, am spus, da.